Bună seara, vă spunem din nou de la standul editurii Herald, un nou eveniment. Șamanism, o călătorie de recuperare a tradițiilor străvechi. Un eveniment prilejuit de lansarea a două cărți în colecția Șamanism a editurii Herald. Este vorba despre Calea Șamanului de Michael Harner și Șamanul din Nord de Evelyn Rizdik. Invitații noștri din această după-amiază, în această seară, un invitat special, este vorba despre Alexander Norton Deer, șaman, îndrumător spiritual, Elena Nicolae, instructor spiritual, Anda Ciobanu, fondator Școala Șamanică din România, Roata Medicinei, Ioan Nistor, specialist human design, pasionat de șamanism și, nu în ultimul rând, colega mea, Andreea Tincea, curatorul, senior editor la Editura Herald și curatorul colecției Șamanism. Patrimoniu viu al umanității, șamanismul este o sursă de cunoaștere a omului și a naturii existenței sale. Mircea Eliade afirma că șamanismul este cea mai veche și mai larg răspândită tradiție ocultă. Apărut cu mult înainte de a se fi conturat instituțiile religioase, șamanismul a facilitat încă din vremuri ancestrale conștientizarea valorii existenței omenești, ancorată într-o sacralitate ce ar avea nevoie să fie recunoscută și deopotrivă respectată. Șamanul este acel mesager mediator între două tărâmuri, vizibilul și invizibilul, având rolul de a stabili o legătură cu sacrul în folosul întregii comunități din care face parte. Elena ne va ajuta cu traducerea pentru Alexander, invitatul nostru special. Ce este șamanismul? Să venim cu o definiție a șamanismului. Ce este șamanismul? What is shamanism? Shamanism is an ancient practice and tradition. Antică o tradiție. Our ancestors, the first people on the world, primii oameni de pe această lume o practicau, realized the need for evolution, au realizat nevoia pentru evoluție, and they wanted to express what they have internally in order to grow. Și pentru a crește, au început să exprime ceea ce aveau în interior. In order to grow, we have to express what it is blocked internally and is not expressed. Întotdeauna avem nevoie să exprimăm pentru a crește toate blocajele din noi pe care le avem în interior. We get it from the subconscious to the conscious. Din subconștient să ajungă în conștient. So they started doing this through dancing around the fire. Așa că aceștia au început să danseze exprimând acestea în jurul focului. Beating drums or bones. Băteau toba sau foloseau oase. And in this way they started going in the state of trance. În acest fel ajungeau în stări de transă. What is known today as shamanic trance. Și acum știm și spunem în ziua de astăzi șamanica, transa șamanică. Or in psychology theta and alpha, deep alpha brain waves. Sau starea theta, cum o mai știm. And then discovering the secrets that they wanted to discover in order to evolve. După care descopereau secrete care ajutau să evolueze. And gradually, this took a form of rituals and shamanism was born. Treptat, acestea au luat o formă și așa s-a născut șamanismul. Mulțumim foarte mult. Aș reveni la colega mea, Andreea Tincea, să ne spună de ce este important până la urmă șamanismul în acest proces de recuperare a tradițiilor străvechi și de ce, de exemplu, o colecție de șamanism își găsește locul bine meritat, în portofoliul editurii Herald. Bună seara tuturor, mulțumesc, Sorin, pentru această întrebare. Din postura de redactor am preluat această
mergem înainte cu titluri cât mai la obiect, cât mai la subiect. Este o colecție de care a fost nevoie la editura Herald și la care au colaborat o serie de autori pe care o să-i vedeți în întreaga lor pleiadă pe una dintre mesele noastre de prezentare de cărți. Este vorba de Octavian Simu, de Michael Harner și iată de data aceasta și de un șaman din Nord, o femeie. Deși avem cărți despre femeia șaman scrise de bărbați, aceasta cred că este prima autoare din colecție, femeie șaman, și care pune punctul pe ei într-un mod în care nu doar psihologii, nu doar mișcarea New Age, ci și politica din jurul lumii, ci și toată mișcarea culturală din jurul lumii vorbește, și anume de faptul că această energie a femininului are nevoie să reiasă la suprafață, să se pună în toate drepturile depline de care ea ar trebui să se bucure, pur și simplu, inexplicabil și fără prea multe argumente. Asta pentru că, hai să fim serioși, creatorul, cel puțin în priveliștea șamanică, este femeie. O să vorbesc foarte puțin și pe scurt despre cartea lui Evelyn Riddich. Este o autoare americană care ajunge la un moment dat în adolescență să-și dea seama că în urma muncii de recuperare a istoriei de familie pe care o face mama sa, și anume pur și simplu mama autoarei, pornește în recuperarea acestor informații de viață absolut utile. Când sunt născuți toate rudele apropiate, când au murit, de ce au murit, unde sunt, până cât de departe se poate ajunge cu rădăcinile ei de familie, mama autoare investighează, astfel încât Evelyn reușește încă de vreme în viața ei să plece în viață cu un start destul de bine documentat despre faptul că linia ei paternă și linia maternă sunt niște informații de care are nevoie, astfel încât să reușească, așa cum povestea și Northern Deer, să facă lumină în informațiile din subconștient, să le aducă mai precis din subconștient în conștient. Așa cum vorbesc printre alții și iunghienii din zilele noastre. Este importantă o astfel de colecție pentru că, într-o formă absolut umană, directă, caldă, sinceră și într-un fel care dă acces tuturor oamenilor la lumea spirituală, șamanismul recuperează pentru noi toți, cel puțin ca memorie, dacă nu și ca practică personală de viață, faptul că a fi împreună în jurul focului este tămăduitor. Faptul că a mâncat toți la masă, a binecuvânta mâncarea pe care o mâncăm, a ști de unde vine mâncarea pe care o mâncăm, a înțelege că există o ciclicitate a vieții noastre care începe cu răsăritul soarelui și continuă cu apusul soarelui, a ciclicității de anotimpuri după care ne conduce viața de mii de ani, sunt lucruri care contează până și astăzi și de care are tot sensul din lume să ne reamintim și să le repunem în dreptul lor. Până la urmă, ordinea subtilă în care noi trăim viața este simplă. Șamanii spun că stă în natură și că cel mai mare învățător al unui șaman este natura însăși. Sunt foarte bucuroasă că văd femei politiciene, nu vorbesc despre situația din România neapărat. Sunt foarte bucuroasă că văd reprezentanții triburilor din toată lumea, femei care se luptă pentru ce se întâmplă în Amazon, femei care se luptă pentru dreptul la apă curată, mă scuzați, m-am emoționat, femei care se luptă pentru drepturile copiilor. Cred că asta înseamnă șamanism. Așa că mă bucur foarte mult că sunt parte din echipa voastră într-un moment în care apare prima carte scrisă de o autoare șamaniță practicantă cu ani de zile de terapii făcute în jurul lumii. Este o tipă foarte activă pe internet, Evelyn Riddich, așa că vă recomand, după ce citiți această carte, să vedeți și cum arată această femeie și cum își folosește cuvântul în mod viu cu toți oamenii care accesează informațiile video pe care ea le transmite. Acum, pe scurt, această carte este de un umanism absolut sensibil, nu doar că sunt eu sensibilă, sunt și eu foarte sensibilă, dar are două puncte importante. Unu, suntem conectați la natură, suntem parte dintr-un tot și este un lucru de care merită să ne amintim în fiecare zi, fiindcă s-ar putea vindecarea noastră ca și întreg să vină din a conștientiza că facem parte dintr-un tot, că nu suntem singuri în ceea ce ni se întâmplă în fiecare zi, că există o ciclicitate în tot ceea ce trăim de-a lungul vieții, că există un început.
și un sfârșit care au toată logica din lume și că începutul se găsește în sfârșit și invers. Iar al doilea punct important este ecologia. În mod extraordinar, o carte care vorbește capitol după capitol despre tradiția șamanică din Nord recuperată, munca ei de recuperare este una absolut arheologică. Femeia aceasta își găsește prin mama sa rădăcinile șamanice nordice, după care investighează din punct de vedere antropologic ce s-a întâmplat cu această cultură, ajunge să facă o serie de exemple extraordinare adunate din jurul lumii despre omul primitiv, despre studiile cele mai recente care la ora actuală fac legea în a înțelege parcursul omului de pe un continent primordial până la rasele din acest moment. Explică capitol de capitol ce face șamanul, ce a făcut șamanul primordial, ce face preotul și ce face astăzi sau ar trebui să facă fiecare dintre noi pentru o ecologie emoțională, o ecologie de viață, o ecologie relațională și sfârșește prin a reaminti că ar trebui să se întoarcă fiecare dintre noi la conștientizarea legăturii unul la unul, conștientizarea legăturii eu cu mine, eu în acest univers și conștientizarea legăturii cu natura. Pentru cei interesați, în mod extraordinar, cam cum arată un safe offer, cum se construiește, cum se merge în pădure și se face rugăciune în fața copacului pentru a putea să iei o ramură și să-ți faci din ea un toiac de putere. Ce reprezintă un toiac de putere? Și din punct de vedere psihologic, dar și din punct de vedere al unui ritual șamanic. Cam care este funcția șamanului de conexiune între sus și jos? Cam care este legătura între Odin și ceea ce fac și astăzi șamanii din moș strămoș? Probabil că o să aflați în primul rând din această carte de la Evelyn Wittig, dar și de la invitații noștri în această seară. Așa că eu vă invit să onorăm prima femeie șaman care apare în colecția noastră, cât despre Michael Harner, tăticul nostru, al celor interesați de șamanism. Nu mai sunt prea multe de spus. Este omul care a pus lumină în ultimii 30 de ani, cel puțin la nivel internațional, cred că chiar mai mult de 30 de ani, asupra fenomenului de șamanism și cumva cred că a și dat startul unui nou moment de conștientizare pentru noi toți, și anume că acest râu a susurat liniștit foarte mulți ani, a fost aproape redus la tăcere, dar niciodată nu s-a oprit din a curge. Iar astăzi a reieșit la suprafață, de aceea ne bucurăm și de un eveniment de această natură la editura Herald. Vă mulțumesc că sunteți aici și vă las în continuare cu șamanii. Mulțumim foarte mult, Andreea Tincea. Apropo de șamanism... Ce înseamnă șamanismul? Gândiți-vă că acum ne deplasăm oriunde pe suprafața Pământului, în oraș, în cartierul de vis-a-vis sau în continentul celălalt, folosim GPS-ul, da? Avem hărți Google, avem hărți de toate națiile, de toate felurile, indicatoare. Înainte, când oamenii de-abia apăruseră și se formaseră în familii, aveau așa ceva. Nu existau hărți, nu exista Google, nu existau indicatoare, iar suprafața terei suferea modificări dramatice, că erau inundații, că erau îngheți, că erau cutremure, că alunecări de teren, totul era într-o continuă mișcare. Și în aceste condiții, omenirea a supraviețuit. Care era ghidul lor atunci? Se orientau. Cine putea să citească stelele sau urmele de pe jos sau bătaia vânturilor? Cineva care era în conexiune profundă cu spiritul. Cineva care putea să pășească între cele două lumi. Care era în egală măsură conștient de lumea în care trăim și în același timp era trezit în lumile celelalte. Și Andreea a vorbit foarte bine despre toiac. Totul este un axis mundi. În tradițiile șamanice, oricare ar fi ele pe suprafața Pământului, există mai multe lumi. Lumea pe care o vedem noi de jur împrejurul nostru și ni se pare că aici este toată spuma și tot deliciul vieții, este una dintre
dintre ele este cea din sandwich, ca să zic așa, umplutură, cea în care manifestăm. Dar ea este între alte două lumi, lumea de jos și lumea de sus. Iar șamanul este cel care, ținând toiagul, este acel axis mundi, este cărarea magistrală prin care el navigează de sus, jos și scopul lui este să aducă întregire comunității din care face parte. Să știe unde este cel mai bun vânat, care este perioada cea mai bună pentru cules, pentru, eu știu, poate chiar căsătorii sau, mă rog, asocieri, unde să stea peste iarnă, da? Când se deblochează râurile și așa. Și lucrurile astea nu le putea face decât având această conexiune cu spiritul. Și oricare dintre dumneavoastră și dintre toți cei prezenți poate avea această conexiune cu spiritul dacă își dă voie. Și Evelyn asta face în cartea ei, vă arată modalități în care să accesați înțeleptul interior. De fapt, și aici, și acolo, și acolo, suntem tot noi, poate ușor modificați. Dar din toate cele trei straturi putem primi informații așa încât viața noastră să capete mai mult sens, mai multă valoare, în care putem să aducem mai multă contribuție. Viața este despre a contribui, nu este numai despre a lua. Care este darul meu? Care este talentul meu? În ce fel pot să mă exprim? În ce fel pot să fiu de folos comunității? În felul în care mi este cel mai ușor și în care este cel mai bine primit. Mulțumim mult, Anda Ciobanu. Asta e secretul pe care de multe ori încercăm să-l găsim din cărți. Dar când avem ocazia să întâlnim asemenea oameni aici, e important să-i onorăm, să învățăm de la ei. Asta vă doresc și vouă, pentru că e o călătorie veritabilă. Cum, imediat, da, pe scurt, ce te impresiona la cele două cărți? Oarecum sunt două cărți total diferite, pentru că, așa cum zicea, ziceai, șamanul feminin, ghidul inițial era feminin. Puterea era mult prea mare. Și atunci, fiind puterea mult prea mare, trebuie controlată. Și acum ce se întâmplă? Se întâmplă reîntoarcerea la feminin și cartea asta descrie foarte frumos din perspectiva femininului. Cealaltă carte e o carte foarte utilă, foarte practică, cu sfaturi exact la obiect, cum să lucrezi cu lumea interioară, cum să lucrezi cu animalul de putere, cum să tratezi boli, cum să te ajuți pe tine. Eu sunt un om practic și lucrurile astea practice pe mine mă ajută. De asta, oricum, nu-mi place să pierd timpul cu filozofia. Practic și la obiect. Și asta îmi place la obiect. Și eu să adaug ceva. Pentru că în cartea Șamanul din Nord, care este de fapt un ghid practic, îți arată o grămadă de ritualuri, cum se fac, aș vrea să spun că nu este atât de ușor să faci un ritual. Dacă vrei să înveți, cu siguranță există oameni care te pot învăța să faci asta. Însă, citind această carte, îți arată cât este de simplu să apelezi la cineva care știe deja și după aia să înveți și tu. Și pentru că tot în această carte spune că primul șaman a fost o femeie. Nu contează că ești femeie sau bărbat. Toți
avem aceleași calități. Toți suntem egali, toți suntem extraordinari. Și dacă există o mare valoare în a fi femeie, vă invit pe toate să lucrați cu voi. Și într-adevăr, să vă înfruntați monștrii, să scăpați de tot ce vă blochează, să fiți și voi ca prima femeie șaman. Și vă spun că este posibil. Și vă așteptăm dacă doriți, pentru că veți găsi în această carte lucruri minunate. Aceste lucruri minunate nu sunt doar în carte. Noi suntem prezenți aici, în București, și nu numai. Ne găsiți pe Facebook, ori pe Alexander Nortodir, ori The World of Wisdom and Spiritual Adventure. Și vă invitam să participați la evenimente, să aflați cu adevărat cine sunteți, să exprimați asta și să călătoriți cu noi în toată lumea, dacă doriți, în Peru sau oriunde avem evenimente. Și vă invit de asemenea să nu uitați niciodată de voi, de sufletul vostru, de esența voastră, care este minunată. Și dacă aveți momente de îndoială, să nu uitați niciodată că suntem aici pentru voi, să vă ajutăm, așa cum și noi am primit ajutor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Elena. Anda, vreau să... Microfonul. Eu vreau să vă spun, scuză-mă o secundă, țin de vreo 10 minute să spun treaba asta. Vorbea mai devreme, a vorbit și Elena, vorbea Anda, vorbea Andreea de femeia șaman și mă gândeam la titlul lui Octavian Simu, că a fost menționat în colecția Șamanism. Femeia șaman, o carte excepțională, că primul șaman al umanității, în istoria umanității, a fost o femeie. Și aș mai adăuga câteva titluri, vorbim despre șamanism în Tibet, vorbim despre șamanii din Tuva, iată tradiția din Nord, Calea Șamanului, care este o reeditare. Black Elk. Exact, povestea lui Black Elk. Șamanii pe iotă, exact, da. Anda, te rog. Vorbeam de subiectul cum ne întoarcem la natură, dacă suntem una cu natura. Șamanismul a știut niște lucruri de la bun început, nu și-a pus întrebări. Pentru el lucrurile așa au stat, au știut să lucreze. Nu s-au întrebat ce este focul sau ce este ploaia, ci pur și simplu au folosit aceste lucruri. Au dezvoltat o tehnologie, ca să zic așa. Cum folosești aceste lucruri? Cum le pui în, cum te ajuți cu ele? Ce-mi place mie la aceste cărți este că subliniază foarte mult reverența pe care o are șamanul față de serviciul pe care îl oferă, înțelegerea că suntem toți parte la creație, fie că este vorba despre o piatră, despre un râu, despre un elefant sau un om. Toți suntem parte la această creație și nu suntem pe o treaptă mai sus, ne cocoțăm un pic așa pe scaun și suntem noi mai stens sau suntem mai amărâți că ne târâm pe jos, ci pur și simplu suntem toți frați. Și amândouă cărțile sublinează acest lucru, că omul face o greșeală că încearcă să supună natura, cosmos, universul, ci este doar o parte componentă, activă, creativă, dar are nevoie de această reverență, de această recunoaștere. I acknowledge you, I acknowledge me. Suntem parte, contribuim. Și ce vroiam să spun cu reîntoarcerea la natură este că știința de 300 de ani se străduiește să demonstreze ceea ce toate culturile ezoterice știau, toate tradițiile stravechi știau, ele se foloseau de acel lucru, nu și-au pus întrebări, există acel câmp, așa cum se străduiește știința să demonstreze că există acest câmp cuantic de conștiință cu care noi
noi dialogăm și noi abia acum înțelegem ce strămoșii noștri cunoșteau de foarte mult timp. Este felul în care au supraviețuit, pentru că s-au adresat acestui câmp de conștiință. Ei cunoșteau limbajul și din cauza că ne-am rezumat la a trăi în această dimensiune a lumii ordinare, am pierdut cunoașterea limbajului cu care să ne adresăm conștiinți. Iar aceste cărți ne plasează pe locul nostru, da? Ne poziționează corect, cu smerenie. Nu suntem ca să subjugăm, ci suntem ca să contribuim și să protejăm. Dacă nu pentru noi, avem datoria pentru generațiile care vin după noi. Măcar la nivelul la care am primit noi, să fim în stare să le transmitem mai departe copiilor noștri. Și prin asta este, poate, o calitate pe care o are șamanul femeie, pentru că are această înțelegere subtilă, profundă, acea răbdare, acea prezență necondiționată lângă fiii, fiicele și umanitate. Mulțumim, Anda. Aș vrea să revin la Alexander și să-l întreb puțin, prin intermediul Elenei, legat de obiectele de cult, de ritual. După terminarea dezbaterii noastre, vom avea și un moment mai special, un moment mai special realizat de Alexander, și după aceea o voi întreba, bineînțeles, și pe Anda, pentru că și-a venit cu niște obiecte de cult. Deci, Alexander, ce reprezintă acele obiecte? Obiecte de ritual, să le spun. This here in the chair, yes? Acesta de pe scaun. This is an example of a shamanic uniform. Uniforma șamanică. The one part of it. O parte din ea, partea de sus. The uniform for a shaman. Uniforma pentru un șaman. It's very significant. Este un lucru semnificat. First of all, because semnificativ. În primul rând. Used in a sacred ritual. Pentru că este folosită în ritualuri sacre. So every time the shaman puts his uniform. De fiecare dată când șamanul poartă uniforma, lifts back his earthy self. Lasă în urmă partea sa umană, asta pământeană. Becomes his intention, his higher intention. Și devine intenția lui cea mai înaltă de a comunica cu spiritele. Usually the uniforms, de obicei, have objects on them. Uniformele, după cum vedeți, au obiecte puse pe ele. Types of amulets. Toate aceste obiecte sunt ca amuletele. Some of them are for decoration, for beauty. Unele sunt pentru a arăta frumos uniforma. It's a creative process. Este un proces creativ de asemenea. We also give a simple example. We also choose our clothes. Voi da un exemplu simplu. Because we feel something from them. Ne alegem hainele, îmbrăcămintea, pentru că simțim ceva în legătură cu ele. And we feel, we put something that makes us feel something that we want to feel. Purtăm ceva pentru că simțim ceva. Something like this, even more enhanced, is the shamanic uniform. Cam așa ceva este și uniforma șamanică, doar că ceva mai intens. There is a shamanic hat. Există și o căciulă șamanică. Usually the hats have on them feathers or some sau blană de animale sau părți din anumite animale. To cover your mind. Pentru a-ți acoperi mintea. Because if you are in a ritual and you are thinking with your rational mind, you cannot. Pentru că într-un ritual, dacă te gândești cu mintea ta rațională, nu vei putea fi conectat la spirite. So the shaman puts his hat, his uniform. Așa că șamanul își pune uniforma, își pune căciula. Spirit. Și devine spirit. Then he can communicate with other spirits. După care poate comunica cu alte spirite. Well, you see the drum. Vede și toba, avem aici. Which is the most holy object of the shaman. Holy, holy, sacred. Care este obiectul cel mai sacru și cel mai sfânt pentru un șaman. It is like his
vehicle, his horse, ca un, as they say, ca un vehicul sau ca un cal. So when the shaman takes the drum, it's like he's riding his horse. Ia toba, este ca și cum se urcă pe calul lui. And with this horse, he's ride his traveling. Și călătorește folosindu-se de acesta. And the handle of the drum. Și acest obiect cu care bate toba se numește chemla în șamanismul siberian. The shaman beats the drum. Cu acesta șamanul bate toba. There are other objects that didn't bring more. Sunt și alte obiecte pe care nu le-am expus like astăzi aici. Like in the book, described a stick of power. De exemplu, în carte aveți explicat cu bățul puterii sau toiagul. Oracle purpose. There are some harps that are used. Sunt și harpe pe care le folosesc. Cumuz. Cumuz, de exemplu, are este numele. Harp usually known that makes vibrations. Harpa mult mai simplu, ceva ce face vibrații. These vibrations help the mind to stop. Și aceste vibrații ajută mintea să se oprească pentru a facilita comunicarea cu sinele înalt, cu spirite înalte. Ăsta este scopul. Yes, that's it for the moment. Mulțumesc. Aceleași obiecte de cult, de ritual, le găsim în toate culturile șamanice? Sau sunt și diferite? Sau, da, sunt adaptate? There are many objects that are the same. Sunt multe obiecte la fel. Like shamanic hats. De exemplu, căciulile, toți drum, au căciuli. Toba. Objects like stones, bones. Pietre, oase. Ce folosesc pentru a vindeca. And there are of course unique things in every tradition. Și bineînțeles că în fiecare tradiție au obiecte unice. Incense, yes, there are many of them. Petișoarele parfumate pe care le avem aici. Here, for example, Anda. Fel de fel de arome Anda ne-a adus. Here has some objects from South American. Și Anda a adus ceva obiecte din Sud America. Harp is called this. Mesa. Mesa, yes. Mesa, for example, doesn't exist exactly like this in Siberia. În șamanismul siberian nu există această mesă pe care Anda a adus. So you can say this is a different way, but it's este o cale diferită. Just how you use different ways in your own culture. Însă depinde ce folosești în cultura ta, also, care cale o ai acolo. The way that the shamans communicate with the spirits can be a bit different. De asemenea, și modul în care șamanul comunică cu spiritele poate fi diferit. For example, in one tradition, if de they exemplu, want to communicate o tradiție. With certain spirits they have to go to the top of the mountain. Dacă vor să comunice cu un anume spirit și merg pe vârf de munte. In another tradition they have to be in the bottom of the mountain, in the foothills. În altă tradiție poate că au nevoie să fie la poalele muntelui. In one tradition they have to make a kind of sacrifice. Într-o tradiție poate că trebuie să facă un sacrificiu. In another they don't do that. În altă tradiție poate că nu e nevoie de acest sacrificiu. They are fasting or they are doing something else. Sau poate că țin post sau fac altceva. There are many ways. Sunt multe căi. Most important is your purpose. Cel mai important este scopul tău. To be sincere, clear. Să fii sincer, să fii clar și să ai o intenție înaltă. Most important for the shaman is to serve the divine power. Și cea mai înaltă intenție a șamanului este să servească puterea înaltă. And many different. Deci pot fi diferite. Mulțumesc mult. Anda, pe scurt, să ne prezinți și tu aceste obiecte de cult. Eu sunt formată într-o școală un pic diferită, nu de tip siberian, ci vine din Peru. În Peru există tradițional aceste legături de pietre vindecătoare care se numesc Mesa. Și care sunt acela este un venstic. Este legătura de pietre vindecătoare, sunt uneltele cele mai uzuale cu care operează șamanul peruan și care
de fapt reprezintă o harta vindecării. Rănile pe care eu le-am vindecat, le-am transmutat, așa încât ele nu înseamnă că rana nu există, dar încetează să mă mai informeze. Deci nu mă mai hârie, nu mai pot pică, nu mai pot ură, ci am învățat să extrag din acea traumă partea de lumină, darul. Eu am trecut prin acele și fiecare dintre noi am trecut prin acele experiențe traumatizante. De ce? Exact cum spargi o nucă, spargi nuca ca să te hrănești cu miezul. Noi, de regulă, dacă trecem printr-o experiență traumatică, stăm și ne uităm și plângem la cojile care le-au spart, dar uităm să ne luăm miezul de lumină, învățătura și înțelepciunea. Acest lucru îl conțin pietrele din mesa fiecărui șaman care poartă mesă. Adică, I acknowledge you, înțeleg din ce parte vii, înțeleg ce experimentezi, care ți este suferința, dar țin această lumină aprinsă ca un capăt de pod să-ți explic, să-ți arăt, să te susțin că poți să ajungi la capătul podului. Poți să-ți iei lumină. Aceasta este, de fapt, mesa. O hartă de vindecare care nu este doar a mea sau a ta, este a întregii umanități, pentru că dacă te duci oriunde pe glob și asculți, șamanismul ăsta te învață să asculți foarte mult. Rănile mele sau suferințele mele sunt egale, sunt aceleași cu acelui de pe celălalt continent sau de la polul opus al planetei. Umanitatea trece prin același fel de experiențe și, practic, vindecând în mine o astfel de traumă, reușesc să țin o lumină aprinsă pentru oricare vine după mine. Și la fel, mesa este legată de mesele celor de dinaintea mea, a celor care au mers pe acest drum înaintea mea, nu doar de acum, din toate timpurile, și celor care vor să vină după noi. Altfel, asta este cel mai important. Zornăitoarea este un alt instrument pe care eu îl folosesc foarte mult. Și în cartea lui Michael Harner explică foarte bine de ce, ce face bătaia ritmică a tobei, ce face zornăitoarea, de ce este bună, sau amândouă sunt foarte bune, amândouă obții rezultatele, dar se potrivește mai bine pentru un fel de, fiecare servește în felul în care este cel mai potrivit pentru șamanul respectiv. Mulțumesc, Canda. Andreea? Câteva cuvinte aș vrea să adaug în legătură cu această poveste de la o tradiție la alta, de la un ritual, dintr-o anumită tradiție la un ritual din alta și ajungând până în prezent. Colecția aceasta Șamanism mai face un serviciu nou tuturor și aș vrea cu ocazia acestei lansări să reamintesc cumva ceea ce povesteam și ieri cu ocazia lansării cărții Principiile Artei Tradiționale, și anume faptul că această colecție este în primul rând una de informare, de onorare a tradițiilor din jurul lumii, de onoției acestea universale care trece ca un râu prin toate culturile și poate o ocazie extraordinară ca noi românii să ne dăm șansa, să ne dăm voie, să ne reamintim șamanii, vindecătorii, oamenii curați, oamenii conectați din tradițiile ancestrale de pe tărâmurile noastre, dincolo de acum 100 de ani când am apărut ca și nație, ce făceau, cum făceau. Iar invitația tuturor acestor cărți este de a observa stratul profund al culturii și noi astăzi încă reușim să vedem ce se întâmplă la Rusalii, cât de puternici sunt călușii
ușanii în tradiția populară românească. Cât sunt povești, mituri și cât este adevăr în ceea ce înseamnă oamenii care aduc ploaia? Sânzienele? Sânzienele. Uite, și aici, Ioan poate să ne mai povestească. Apropo, eu sunt născută de sânziene. Și pot să-ți spun că există această legătură între cer și pământ pentru oamenii care se nasc într-adevăr la zilele care doar calendarul creștin ortodox, de cele mai multe ori, sunt onorate și reamintite ca fiind niște porți de trecere și conectare. Însă, dincolo de asta, avem etnografi, avem poate educatori care încă mai spun poveștile alea importante la clasă, avem cercetători care încă se chinuie să semnalizeze, să tragă acest semnal de alarmă, că avem o poveste locală a noastră, care circulă prin acest strat pe care l-am moștenit și că noi trebuie să ne racordăm la această informație, pentru că nu degeaba ne-am născut pe acest pământ, între aceste granițe, suntem traversați de aceste râuri și suntem așezați pe aceste tărâmuri. Toate cărțile, de fapt, din această colecție onorează această informație, și anume să-ți trezești în primul rând informația pe care te-ai născut și după aceea poți să o îmbogățești și cu alte tradiții de care am nevoie. Dalai Lama, pe Irina Sas, care prima femeie jurnalist și primul jurnalist din România care a ajuns să ia interviu, a sfătuit-o să vină ca o creștină la el și nu ca o femeie care se deschide spre budism. Și am îmbrățișat asta, pentru că puterea importantă este cea cu care tu te-ai născut, prin genă și prin strămoșii tăi. Astfel încât invitația mea ca și însoțitora acestei colecții este să ne informăm și să ne lăsăm inspirați, iar poate la următoarea ediție Gaudeamus să știm un pic mai mult despre noi înșine și cultura noastră. Mulțumesc, Andreea. Definitoriu pentru calitățile șamanului este modul cum comunică nemijlocit cu lumea nevăzută. În extazul șamanic, sufletul părăsește corpul fizic și pătrunde în lumea de dincolo, unde dialoghează cu spiritele, restabilind astfel legătura dintre sacru și profan. Șamanul nu numai că obține binele semenilor săi, dar le revelează acestora strânsa legătură care există între om și natură. Ioan? Spunem, culturile șamanice converg, sunt asemănătoare, au același numitor comun? Toate culturile șamanice, toate, nu numai culturile șamanice, dar tot ce înseamnă spiritualitate converge către ceva. Și anume converge către acel adevăr unic, către cea unim, către ceva care ne leagă dincolo de tot ce există. Resursa primordială. Și așa cum zicea Anda, e important să ne raportăm cu oarecare revelație către ele, cu oarecare mulțumire. Și nu numai către ele, dar și către noi, către partea asta de pământ, către partea asta de unde am venit. Pentru că de unde am venit, practic partea asta de carne, conține practic toate amprentele, toate cunoștințele strămoșilor. Și de multe ori, în loc să ne uităm în sus, e important să ne ducem foarte mult în interior, foarte mult în noi. Pentru că acolo e sursa tuturor lucrurilor. Acolo e ADN-ul, acolo sunt toate informațiile. Și de multe ori, vedeți, ceea ce se întâmplă este că care respingere a planului fizic, dar în planul fizic se ascunde practic poarta către toate celelalte planuri. Și asta, la asta vreau să vă fac un pic atenți, pentru că de multe ori lucrul ăsta e ignorat. Fugim mult către sus, fugim mult către fantastic, dar fantasticul e noi. Fantasticul e chiar în esența noastră. Și strămoșii despre care vorbim sunt parte din noi. Și multe dintre viețile despre care vorbesc în carnările vin, practic, din interiorul nostru, prin ceea ce avem noi ca și moștenire genetică. Și acolo e important să... Asta e important să o vedem. Despre asta e vorba. Toate tradițiile ne duc către aceeași chestie. Cine suntem noi, într-adevăr? Într-adevăr vorbesc despre străbuni și noi suntem parte din străbuni, noi suntem urmarea străbunilor, noi avem acces practic la străbuni prin
noi, prin continuitatea asta genetică. În loc să fugim, să încercăm să găsim informații în cosmos, putem să le luăm din interior. Ultima întrebare pentru Alexander. În ce mod, în practica ta, ai integrat principii ale tradiției șamanice străvechi? Cu referire la tradiția din nord. Este o înțelegere specifică. It's called the spirit of the shaman ancestor. Se numește spiritul șamanului străbun. This is all the ancestors, your teachers, acolo sunt toți străbunii tăi, învățătorii. Connects you with the lineage knowledge. Te conectează la linia ta de cunoaștere. And this is like similar to the cosmic, similar, not exactly, to the cosmic father. Este similar cu tatăl cosmic, unde găsim înțelepciune. There is also the cosmic mother presented. Avem și mama cosmică. As the mother animal that feeds your soul. Sau mama animal care îți hrănește sufletul. And when you want to communicate with your ancestors. Și atunci când vrei să comunici cu străbunii. Shaman or your ancestors, it is șamanii sau nu? Wisdom, knowledge, o faci answers, pentru a primi răspunsuri, înțelepciune, cunoaștere. Assurance, like a blessing that you are in the right. Și ca o binecuvântare, ca o asigurare că ești pe drumul cel bun. So I beat the drum, I call the spirit, bat toba, the spirit of the shaman ancestor. Spiritul străbunilor, mă conectez cu el. If I am open, dacă sunt deschis, sincer, it will come. Sincer, cu siguranță va veni. It's not something to imagine it. Nu este ceva ce îți imaginezi, proiectezi. Understand what it is. Este ceva ce trebuie să înțelegi, so, ceea ce este în tine. A simple way to understand it. Este o cale simplă de a înțelege pentru toți. When you say my ancestors, what atunci do you când feel? Spui strămoșii mei, ce simți? If you feel something good, dacă simți ceva bun, higher, it means you connect with the spirit. Te ajută să te conectezi cu spiritul. If you don't feel anything, it's just for you the past. Dacă nu simți nimic și pentru tine e doar trecut, then it's not really your ancestor, it's only the external part of atunci your history. Atunci înseamnă că este doar partea exterioară a istoriei tale, yes, nu sunt adevărat străbunii. For you and that's all. It's not, but this is not important. Bineînțeles că oamenii au trăit înaintea ta, însă adevăratul spirit al strămoșilor este înțelepciunea care a trecut de la ei către tine și ai acces la ea. Now we live in this, in this era that we have discovered all these things. Pentru că în această eră în care am descoperit multe lucruri, am experimentat, we don't realize that all this comes from our ancestors. Dar nu realizăm faptul că toate astea vin de undeva din spate de la străbuni. We didn't discover, we discovered only 1%. Nu am descoperit, poate 1%. So we need to pay the attribute to the spirit. Așa că trebuie să plătim spiritelor ce e necesar. How? By, cum facem asta? By proving with your life that you deserve to be continuation of your ancestors. Not demonstrând just by, prin ceea ce faci în viața ta, cu viața ta, că ești demn de a duce aceste lucruri mai departe. For example, ce ți-au transmis străbunii. Not bowing in front of your ancestors. Bine. Așa, like asta this nu înseamnă să faci plecăciuni doar în but fața străbunilor. Proving that you are really continuation. Și să demonstrezi că ești acest lucru minunat care continuă linia lor și înțelepciunea lor. Să fii mândru de ceea ce ești. Mulțumesc foarte mult, Alexander Nortendir. Mă gândeam ca după partea teoretică în care am dezbătut subiectul șamanism cu referire la cele două cărți, Calea Șamanului și Tradiția din Nord, să mergem puțin și pe partea practică, să spunem, de ritual și să vedem exact ce ne-a pregătit Alexander. Mm.
dances, I want to tell you that this is an. Înainte de ritual, aș vrea să vă spun că. A typical place to make a ritual. Nu este un loc tipic pentru a face un ritual. I didn't know that it would be exactly like this. Și nu am știut că va fi exact așa, am crezut că e mai intim. So I will ask you, try to. Așa că am să vă rog. If you want to. Dacă vreți. To concentrate. Să încercați să vă concentrați în interior, să fiți focusați. I will beat the drum. Voi bate toba. But we have a lot of distractions around us. Însă din păcate e puțin cam mult zgomot, însă nu-i nimic. Maybe the noise will be distracting you, but you don't pay. Poate că vă deranjează puțin zgomotul, însă vă rog să ignorați ce este în jurul vostru. The way to receive something. Calea pentru a primi ceva. Because I will beat the drum, I will call some spirits. Pentru că acum voi bate toba, voi chema unele spirite. The way for you to receive something. Și pentru ca voi să primiți ceva. A moment of truth internally. Este ca în interiorul vostru să aveți un moment de adevăr. To connect inside of you and ask from the. În interiorul vostru să cereți acestei puteri divine. În ce credeți voi că este divinul, cum îl numiți? To ask something. Să cereți ceva, să primiți ceva. Make a small prayer internally. Poate în interior să faceți o mică rugăciune, fiecare în felul lui. To do the small ritual. Și înainte de ritual. Very important that shamans. Vă mai spun un lucru foarte important. The most important for a shaman is prayer. Cel mai important lucru pentru un șaman este rugăciunea. Prayer is the beginning, the initiation of a ritual. Rugăciunea este începutul oricărui ritual. Doesn't have to be specific words. Nu trebuie să ai cuvinte specifice. But it is how open you are in this moment, how you connect. Depinde de tine cât ești de deschis în moment. What you are doing. Cu ceea ce faci. If you are doing a ritual mechanical, it's dacă faci un ritual mechanic, ăsta nu mai e ritual. You have to be connected with your purpose, really. Trebuie să fii conectat cu scopul tău. Not to have a purpose in your mind. Nu doar în minte, să ai o idee, să te conectezi la gândurile tale. But with all your being to know what you are. Cu toată ființa ta să știi ce faci și ce vrei în acel moment, ce ceri. So this. Try to relax internally. Așa că vă rog să încercați în interior să vă relaxați. I will beat the drum. I don't know what will happen. Vom bate toba și vom vedea ce se întâmplă. Ignorați totul în jur și dați-vă această șansă. Dacă doriți, puteți pentru câteva momente să închideți ochii sau să țineți întredeschiși și în interiorul vostru. Cere ceva. Fă o cerere în interiorul tău. Pentru a primi ghidare, ghidaj în viața ta. Și simte cum ritmul tobei este ritmul inimii tale. Hey, 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 hey.
fapt. Deschideți inima. Mă rog, străbunilor mei, să mă ghideze în viața mea. Pentru că merg către voi, măriți străbuni. În curând voi fi alături de voi. Însă acum sunt aici. Lasă viața mea să aibă un înțeles, ca să pot părăsi această viață fiind fericit. Suntem World of Wisdom and Spiritual Adventure. Suntem
avem o școală, Alexander Nordodin este fondatorul acestei școli, care are foarte multe evenimente și soluții pentru toată lumea. Pentru a găsi fericirea, sănătatea, pentru a ajuta pe ceilalți, pentru tot ce vă doriți, călătorii în toată lumea, inclusiv acum de Revelion, Peru, Tibet, ne conectăm la vițiile pentru că toate sunt aceleași lucruri și toate duc către unitate. Și oricând doriți, sunteți bineveniți să vă întâlniți cu noi. Și dacă doriți, bineînțeles, numele meu este Elena Niculae, mă puteți găsi și pe mine pe Facebook și putem vorbi oricând. Mulțumim! Mulțumim foarte mult invitaților noștri. Am să-i reamintesc invitatul special Alexander Nordodin, șaman, îndrumător spiritual, Elena Niculae, instructor spiritual, Anda Ciobanu, fondator Școala Șamanică din România, Roata Medicinei, la fel și pe Anda o puteți găsi pe pagina de Facebook, așa cum îi puteți găsi și pe Elena și pe Alexander. De asemenea, Ioan Nistor, la fel, îl puteți contacta și pe Facebook, specialist human design, pasionat de șamanism. Și nu în ultimul rând, colega mea, Andreea Tincea, senior editor Herald, curator al colecției Șamanism. Aici se încheie evenimentul Șamanism, o călătorie de recuperare a tradițiilor străvechi, eveniment prilejuit, așa cum v-am mai spus, de lansarea cărților Calea Șamanului, Michael Harner și șamanul din Nord, Evelyn Riesling. Vă mulțumesc foarte mult că ați avut răbdare, că ați stat o oră și jumătate, cred, alături de noi. Sper că v-a plăcut și ați auzit lucruri interesante, utile și v-a plăcut atât partea teoretică, partea de început, cât și partea practică, acest mic ritual realizat de Alexander Nordodin. Noi vă așteptăm la următorul eveniment care încheie și ziua de sâmbătă, lansările de la standul editurii Herald, un eveniment foarte frumos în colecția Arhetip, că tot vorbeam despre femeia șaman, misterele femeii, așa că vă așteptăm în continuare să rămâneți aici la standul editurii Herald. Mulțumesc și o seară frumoasă în continuare!